Municipalitatea așteaptă în continuare ofertă pentru reabilitarea Colegiului Pedagogic Vasile Lupum. Prevederea financiară a licitației este de 79 de milioane de lei cu TVA, iar ofertele companiilor interesate sunt așteptate până pe 3 mai. Banii vor fi alocați de Ministerul Dezvoltării, Primăria Iași, trimițând cereri de finanțare pentru Corp C1 Liceu și Corp C2 Cantină. La începutul lunii, Ministerul Dezvoltării a aprobat lista primelor 31 de unități de învățământ încadrate cu risc seismic 1, care vor primi finanțare prin Programul Național de Investiții Școli Sigure și Sănătoase. Între acestea se află și Colegiul Național Pedagogic Vasile Lupu din Iași, cu două obiective aprobate. Reabilitarea, consolidarea liceului pedagogic este una dintre problemele cele mai importante pe care Primăria Municipiului Iași, primarul Mihai Chirica și echipa din Primăria Municipiului Iași le-a avut pe agenda proiectelor ce trebuie să realizate. Sigur, pot să vă spun foarte clar, ați mai avut și informații în acest sens. A fost depusă cerere de finanțare pentru Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu risc seismic pentru liceul pedagogic. Sunt două cereri de finanțare. O cerere se referă la Corpul A, pentru că liceul pedagogic are două clădiri principale, două clădiri importante. Corpul A, care este clădirea de bază, acolo unde se desfășoară activitatea didactică, și Corpul B, acolo unde funcționează cantina. Ministerul Dezvoltării va aloca banii pentru Colegiul Pedagogic, dar Primăria Iași răspunde de modul în care sunt realizate aceste lucrări. Pe perioada acestora, beneficiarii trebuie să se asigure că au spații pentru relocarea activităților sau alte modalități de desfășurare a procesului educațional, a menționat Ministrul Dezvoltării. Urmează ca imediat după Paște să fie emis ordinul Ministrului Dezvoltării în acest sens, iar imediat după aceea Primăria Municipiului Iași va semna contractul de finanțare și vom derula acest proiect, această investiție extraordinar de importantă. După discuții aprige între părinți și autorități, elevii și cadrele didactice ale colegiului își vor desfășura activitatea într-o construcție temporară pe perioada lucrărilor de consolidare și modernizare a școlii.